Bună seara! Revin din nou pentru a face un mesaj către toți care sunt bolnavi, ca și mine de altfel, cu rezultatul ultimelor analize ale mele. Haideți că am greșit un pic, hai să revin un pic. Numele meu este Minoi Marian, am 49 de ani. Sunt de la Grigi, Dâmbovița. În urmă cu 6 luni am fost diagnosticat cu mai multe boli la spitalele Gerota și Institutul Pavelescu, cunoscut ca Cantacuzino, cu diabet dezordonat, cu insulinodependent, etc. V-am arătat analizele de laborator. Am făcut terapie naturistă a doamnei Marcela Glăvan, cum am cunoscut-o pe internet, după ce mi-au dat maxim 6 luni la spitale, că m-am de trăit. Am încercat tot ce a fost posibil și imposibil pe pământ, să pot să mai întind un pic, cum spunem, da? Cu tratamente naturiste. Acum, nu știu, mulți cred, puțin nu cred. Eu nu am de ce să mint pe absolut nimeni. Bunul Dumnezeu e martor și e sus. Am făcut terapii multiple, cu chefir galodiu, am făcut cu țintaura, cu 11.000 de plante posibile și imposibile. Am făcut terapia naturistă a doamnei Marcela Glăvan, care am găsit-o tot pe Facebook. Dar toată lumea spune, Doamne, nu intra pe Facebook, că sunt numai dobitoși, numai credul, numai cretin. Nu e adevărat, sunt și oameni minunați, cărora trebuie să le mulțumesc din suflet, mai ales doamnei Marcela și tuturor voluntarilor din acest grup minunat, care ajută oameni fără a cere la cineva un cent. Da? Că ăsta e adevărul. Eu, pe mine m-a ajutat. Nu mi-a cerut nimeni un cent, la rândul meu o să intru în grup, să ajut și eu pe alții, tot așa. Așa e frumos, așa e normal. Ce se întâmplă? Bă, am explicat cum am fost la spital, ce s-a întâmplat, la la la, lululu. Deci, acest cu diabetul e o problemă. Diabetul distruge organele interne. Deci tot ce mănâncă, tot ce este pe intern. Dacă noi ținem diabetul sub control, dar cum îl ține sub control? Cu o anumită dietă, conform grupei de sânge. Da? Totul să fie normal. Și cu curățarea colonului și curățarea ficatului și toate ce se fac, da? Și cu băutura magică, cum spunem noi, cu băutura magică, totul îl ținem normal. Eu am aici, dacă vreți, vă fac și un test acum, cât am glicemia. Ieri am avut 112, că acum nu mai dă de la spital, de la diabet, de la irecalagiale, nu mai dă nimeni niciun fel de teste, nu știu ce. Nu contează, le cumperi. Vreau să vă arăt niște documente, să nu creadă cineva că mințim. Da? Am să vă pun aici, de la Institutul Diabet, după 13 luna asta, ia să vedeți dumneavoastră. Încerc să văd dacă se vede. Da? 13. Încerc să vadă toată lumea că nu mințim lumea, da? Aici jos arată cât este de la sânge, tensiunea pe picioare, 3 și 4, aici că este ok. Iar aici jos scrie așa. Fără insulină, vedeți, da? Fără insulină, da? Doamna doctor Perciun, Elena Rodica, care este doctor, specialist, nu eu, nici ca nimeni. Deci v-am arătat documentul în care rezultă că doamna a zis nu se poate. Acum 6 luni de zile, dânsa a avut un dosar, că eu m-am prezentat în 3 luni să-mi dea
mâncare, cum spunem noi, diabeticii, să luăm insulina, să luăm testele și ce ne mai dă. Bun. Acum 6 luni de zile, doamnei mi-a dat un carnețel prin care eu trebuia să fac zilnic glicemia și de multe ori de 4 ori pe zi, cum se spune. Nu am făcut așa. În ultima perioadă mi-am făcut testarea și am pus-o pe telefon. Mi-a intrat în galerie. Acum, când am venit să ajung la dânsa, o chestie nefericită, fericită, mă rog. Veneam după un pelerinaj după Muntele Sfânt de la Muntele Atos și nu am avut nici carnețelul, nici data când trebuia să mă prind, dar știam că trebuie să fiu pe 11 acolo. M-am dus acolo, am fost azimut, la 7 fără 10 eram acolo. A fost primul, dar am intrat mai târziu pentru că nu, bonul meu de ordine era mai târziu. Niciun fel de problemă. Doamna m-a întrebat care sunt valorile, am arătat telefonul, dânsa a văzut și m-a întrebat. Zice, datura trecută când v-am dat insulină, cum făceați? Și am zis așa, doamnă, după internarea mea la Institutul Paulescu, v-am explicat clar. Că uitați, am lantusul, da? Și cealaltă, sărăcia asta de insulină, care se văd aici. Deci făceam lantusul ăsta de 22 de unități seara și pasta o făceam de 3 ori pe zi, la 7, la 1 și la 7 seara. 10, 7, 7 unități. Novo rapid. Novo rapid. Doamne, eu v-am spus că am venit la dumneavoastră, că am intrat să fac o terapie naturistă. Nu s-a zis, zice, termină, domne, cu prostiile. După care a zis, zice, am văzut ceva, mi-a zis cineva cu bicarbonat, cu ceva. Cred că nu e fi dumneata. Da, doamnă, poate că sunt eu, poate nu sunt eu. Contează mai puțin asta cine este. De eu vă spun ce am făcut și ce ați făcut. Și uitați, asta, am intrat în grup, am făcut asta. Alimentația am ținut-o corectă, exact cum mi s-a spus pentru grupa mea de sânge. Nu s-a nu-i venea să crede, s-a uitat la mine, zice, domnule, zice, nu pot să cred. Doamnă, nu am ce să vă mint, că Dumnezeu e martor și e sus. Deci, dacă mă uit acum, pe glicata dumneavoastră este 4,6-4,28, parcă văd, uitați-vă aici analizele făcute acum, nu sunt făcute de mine, da? La ele caragiale, da? Patru 28, parcă. Deci a zis, zice, n-ar spune că am fost vreodată bolnav de diabet. Însă este o boală gravă care consideră că se poate reîntoarce. Și am spus, da, în condițiile în care eu nu aș ține dieta și nu m-aș ține de cuvânt, cum am început să țin totul sub control, că practic eu îmi țin organismul meu sub control, da? Atunci se întâmplă ce spuneți dumneavoastră. Dânsa a zis că în decurs de peste 30 de ani, când este profesor universitar, așa, a zis că nu a văzut așa ceva. Bun. La 2 zile m-a trimis, asta s-a întâmplat cu 11, pe 13 m-a trimis să fac analize. Am făcut niște analize, să văd rezultatele, vreau să vi le arăt ca să le vadă toată lumea. Să nu se interpreteze, domne, nu știu ce, nu știu cum. Nu, vreau să le vedeți cu toții. Eu le-am postat și la mine, le-am postat și la postarea respectivă. Le-am pus de atâtea ori, le-am postat cât a fost posibil și glicemiile mele și tot ca să vadă toată lumea că cu această terapie naturistă se poate rezolva multe probleme a persoanelor bolnave. Însă, toată lumea, când se apucă să facă această terapie, trebuie să o facă din suflet. Și nu spune că o fac asta și încep de mâine. Nu! Ai spus că o faci astăzi, încep de astăzi. Trebuie să faci asta, o faci asta, o faci ca la carte, frate. Da? Deci, haideți să fim, trebuie să fim corecți noi cu noi și o să avem rezultate. Acum nu știu dacă sunt pasentimentul farmaciilor, sunt pasentimentul medicilor
care ne tot prescriu medicamente și tot ne face să ne ducem la farmacii, să cumpărăm medicamente, să ne facă bine la ficat și să dea în inimă, să ne dea în, eu știu, un splină, să ne dea în rinichi, să ne dea nu știu ce. Nu, eu nu sunt adeptul acesta. Sincer, în postările anterioare v-am explicat că de copil nu am făcut tratamentul, prea știu ce alea, injecții, medicamente, nu știu ce. Fost așa, mai crescut în mediul natural, ca să spun așa. Bine, am trăit și în alt mediu, sunt militar de profesie. Nu e problemă. Cu toții avem o meserie în viață, ne o alegem noi, ne convine, nu ne convine, avem un parcurs pe care îl parcurgem. Însă, dacă avem credință în bunul Dumnezeu și în noi și vrem să trăim, încercăm și pe asta. Deci, pentru mine, această terapie naturistă a fost ca și ultima, cum am spus și materialul anterior. Mi s-a dat decât 6 luni la Spitalul Geriatru al Ministerului de Interne, pentru care am lucrat o perioadă bună de timp. Și lucru care m-a dat un pic peste cap, un pic așa, nu știam încotro să o iau, ce să fac, la la la. Eram așa un pic, Doamne, ce să fac acum? Mă tot rugam la bunul Dumnezeu, vorbeam cu colegii de cameră, fiecare își expunea punctul lui de vedere în boala lui, ăla cu cancer, ăla cu nu știu ce, numai cu probleme, da? Fiecare și la institutul la Paulescu la fel, ăla cu degetul de la picior tăiat și tot așa, probleme, 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 probleme. Am considerat și consider că trebuie să ne întâlnim noi singuri, să ne detașăm de trecut, cum spunea un medic mie și cred că mare dreptate aveam, spunea, detașează de trecut, detașează de tot ce a fost rău în viața ta. Uită tot prin ce ai trecut și nu a fost prea bine pentru tine. Și mergi înainte, că o să fie bine. În momentul când sufletul ți este bolnav, ți se îmbolnăvește corpul. Acum, să nu credeți că cu toții mergem și trăim într-o viață unde e numai bine, numai totul perfect. Nu, eu aș fi un farfeu să spun că am trăit în viață și am avut numai lapte și miere pe masă. Greșit. Cu toți avem necazuri, bucurii, mai puține, mai multe. Mă rog, cu toți trecem prin ele. Nu trebuie să dezvoltăm acest subiect. Noi trebuie să dezvoltăm subiectul în sensul că ne-am îmbolnăvit, am mers la spital, am fost introdus pe insulină, făceam de 4 ori pe zi, 4 doze, Novorapid la 7 dimineață, la ora 1, la ora 7 seara, și, cum zice, Lantus de 22 de unități seara la 22. Cu toată insulina pe care o făceam, nu dormeam. Și am tot ceva naturist, tentură de valeriană. Cu tentura de valeriană m-a liniștit, într-adevăr, corpul meu a început să liniștească, a început să dorm și a început să fiu ok. Deci nu cu medicamente. În momentul când, asta vreau să explic ca mai mult să înțeleagă cum este cu terapia asta, se face detoxifierea ficatului, se elimină acei caliculi pe ficat, da? Ca pietricelele așa, verzui, albăstrui, cât vârful de unghie. După care, organismul începe să intre normal. Da? Să nu credeți că eu am spus lui doamna Marcela, doamnă, eu nu am calicule așa. Și a spus, nu e imposibil, așa toată lumea are. Eu am făcut această detoxifiere de 5, 6, 7 ori. La mine ieșea foarte puțin, 4, 5, 7. Mi se pare că cel mai mult am avut 8 calicule din aia. Pentru că eu am luat și foarte multe tratamente naturiste. Eu n-am încetat la niciun medicament. Țintaura,
firea pământului, rostopastă, deci tot ce este, tot ce este amar, face bine la ficat. Da? Eu având problemă hepatică, asta face bine. Făcând asta, eu nu am spus doamnei Marcela. Eu față de ce mi s-a dat să mă alimentez, eu am făcut cu totul altceva, pentru că responsabil pentru sufletul meu, cum mi-a spus și doctorul, sunt decât eu. Eu, că dumneata îmi dai insulină și eu nu fac, da? Nu. Pentru sufletul meu sunt responsabil numai eu, da? Și am făcut numai cum a vrut sufletul meu. Într-adevăr, am ținut o dietă draconică, draconică. Când spun draconică, știu ce vorbesc. Fără carne, fără pâine, decât cu supe și salată de castraveți amar cu roșii, cu ulei de măsline și cu oțet de mere. De dimineață luam smochină băgată în ulei de măslină 45 de zile și dânsa, doamna doctor a spus: interzis așa ceva, mai ales la voi diabetici. Greșit, doamnă. Păi eu vă spun ce am făcut, nu spuneți mie ce trebuie să fac, nu recomandați mie, eu vă spun cum am îngrijit și uitați rezultatele. Greșit. Deci la organismul meu asta i-am dat. Acum nu știu dacă la celelalte organisme dă aceleași rezultate. Că aș fi eu, nu știu cine să spun, bă, și ție îți dă aceleași rezultate. Nu știu dacă dă aceleași rezultate. Însă la mine a dat rezultatul ăsta. Am făcut rețeta Monicăi Tatoiu, care este o rețetă compusă din miere de albine de salcâm, 200 de mililitri de tentură de propolis, 300 de grame de polen, 2 lingurițe de răptișor de matcă și 50 sau 100 de mililitri de ser fiziologic, frecate cu lingura de lemn, da, printr-un vas, după care puse în borcane, da, și puse la temperatura undeva unde este rece, într-o cămară, un beci. Și de 3 ori pe zi luam câte o linguriță. De multe ori luam și 2 lingurițe, dacă îmi plăcea și era bine. Și doamna a spus că, cum e un diabetic să iau miere de albin? Doamnă, eu asta am luat, nu vreau să-mi spuneți dumneavoastră ce trebuie să mănânc sau ce nu trebuie. Dumneavoastră nu mi-a scris pe hârtie, eu vă spun ce am făcut și uitați rezultatele, că sunt pe hârtie, nu sunt puse de mine și nu sunt făcute de mine. Dânsa a văzut rezultatele, la 2 zile m-a chemat să mă duc la Institutul Ile Caragiale, în aceeași construcție, să ajung să-mi fac analizele, lucru pe care l-am și făcut, că zic, n-am ce să pierd, deci eu am venit cu tot sufletul, cu tot dragul, am venit ca să arăt mai multor colegi bolnavi de diabet ca și mine, că această boală poate fi învinsă cu drag de către noi, dacă ne dorim asta, dar cu ambiție feroce. Adică să ne dorim din suflet asta și să spui vreau să trăiesc, să mai continui încă să merg înainte. Lucru pentru care eu am luptat și lupt în continuare. Mi-am dorit în suflet să ajung pe Muntele Sfânt, am ajuns. Și de acolo am venit direct la medic și i-am spus că vin de acolo. Dânsa s-a uitat așa un pic și a zis, cum veniți după Muntele Sfânt? Păi, de acolo vin, nu vreau să vă mint. De-aia nici nu am nici tichetul, bonulețul care să vi-l aduc, că trebuie să ai un bonuleț, ce număr ai și la ce oră trebuie să fie acolo. Dar știam locul unde să mă prezint și data. Și m-am dus și am stat disciplinat la ușă. Analizele care m-am dus după 2 zile și le-am făcut, că vedeți, aici altă problemă, altă anomalie ca la noi în România. Numai la noi în România se poate petrece așa ceva. Doamna a zis, domnule, suntem în luna
Eram pe 11 octombrie. Zice, tu te jos repede cu domnul să-i facem niște analize. Zice, unde ați lucrat dumneavoastră? Zic, doamne, zic, la mine e o mare problemă. Zic, eu sunt fost militar de profesie, la casa Osnaș. A, dumneavoastră nu puteți, dumneavoastră trebuie să plătiți. Păi da, doamne, zic, eu am lucrat la CAP, zic, eu am dreptul să mi se ia niște analize. Nu, trebuie să plătesc. Și unde ar trebui să le fac în România, asta la noastră, să nu plătesc? Am cotizat și eu la stat. 2 lei, 3 lei, 5 lei, cât naiba mi-a revenit după statul de plată. Știți, e o problemă mare cu Ministerul Sănătății, cu Ministerul de Interne, că nu vă acceptă și nu știu. Păi zic, doamnă, nici la Ministerul de Interne nu ne acceptă, la spitalul nostru, la Spitalul General al Ministerului de Interne, mă întreba o domniță că ce naiba mai caut acolo? Am venit, ce să fac? Ce vrea să mă facă bine? Păi nu, doamnă, zic că eu la CAP aici am lucrat, n-am lucrat la în altă parte. Eu m-am îmbolnăvit la Ministerul de Interne, nu m-am îmbolnăvit la mama acasă. Că pentru ăștia am lucrat niște ani de zile. Și lucram câte ore lucram. Nu 8 cât scrie pe hârtie și cum să lucrăm. Dar e altă discuție. M-a enervat atât de mult încât mi se ridicase sângele în cap. Bine, eu am înțeles acum, după spusele medicului meu, că nu am voie să mai mă îmbol... să mai mă enervez sau să mă... Da? Trebuie să stau liniștit, chiar dacă cineva mă enervează, să o iau încolo, încoace, să plec și să-i las. Chiar dacă îmi ia casa foc, să plec, îmi par să mă liniștesc. Oare pot să fac așa ceva? Sincer, acum, fără glumă. Bun, nu pot să fac așa ceva. Cel puțin pretind că eu unul nu aș putea face. Mă rog, haideți să... Ce să vreau să fac, să vă arăt că totul e ok. Haideți să vă fac un test. Hai să fac un test cu ăsta, cu glucometru, cu ăsta, să vedeți cum este glicemia la ora asta. Uitați, ăsta e testul, ăsta este aparatul. Să vadă toată lumea. Am să scot un de ăsta așa, să mă înțep în fața dumneavoastră, să vedem cât este la ora asta. Deși sper să nu fie nici prea rău, dar nici prea bine. Sper să fie ok în seara asta. Eu încerc să fac o chestie, să vadă toată lumea. Cu această terapie, totul e ok. Asta încerc acum să fac, să vadă toată lumea. Că făcând terapia, nu avem ce pierde. Eu, practic, am luat-o ca pe ultima soluție. Că mie, practic, mi-a dat decât 6 luni. Nu știu dacă ați văzut materialele anterioare. Uitați, glicemia mea la ora asta este 111, se vede, da? Și scrie clar, 25 la 10, ora 19 și 20. Da? Făcut acum, în fața dumneavoastră. Ca să nu mai zică câte unii, domne, nu cred, știți? Păi ce să crezi, numai nene, dacă vrei să faci chestia asta să-ți fie bine? Faci terapie, dacă nu și mata, vrei medicamentele matale, țineți medicamentele matale. Eu am sunat niște amici de-ai mei, niște, poate unul dintre amicii care pe mine m-a ajutat foarte mult când a venit acasă de la spitalul de diabetologie și îl întrebam pe el, frate, cum să fac? Uite, nu pot să țin diabetul ăsta sub control, deja la mine glicemie 260, 280, 240, foarte, foarte mare. Și el tot îmi explica, săracul, cum să-mi scad valorile glicemiei, făcând o unitate de insulină în plus. Mă rog, un tip super, super ok de vârsta mea. Și am spus, frate meu, uite, eu am scăpat de sărăcia asta de boală. De o boală nenorocită, care atacă toate organele interne. Și îmi spune, frate, eu în afară de asta am și altele, mi-a găsit ăștia nu știu ce, nu știu cum. Bă, frățiorul meu, intră și vezi și convinge-te tu. Eu am pus aceste analize și le-am tot postat mereu. Și de la prima postare am pus analizele de la ieșirea din spital, de la Gerota, de la Institut Cantacuzino. Acum când am fost acolo, le-am postat iar, le-am pus pe pagina mea și acum vi le-am arătat și dumneavoastră cu glicemia. Am pus, de multe ori am pus glicemia zilnică, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, cât am făcut eu. Acum nu am pus-o
În ultima perioadă, când am fost urcat sus pe munte, se pare că am pus de două ori, pentru că nici nu aveam semnal acolo să o fac, să o pun. Și au fost câteva zile care n-am avut aparatul cu mine. Am fost plecat și n-am avut aparatul cu mine. Deși normal ar fi fost să-l iau, că acest aparat e să-l ții tot timpul cu tine. Am fost plecat în Germania ca să fac analizele de control, analizele. Că la noi în România nu se poate, dar dincolo se poate. Tot pe card european, bineînțeles. Cardul european nu plătește tot România, mă, fraților. Bă, suntem un popor de oameni tembeli. Nu ne facem bine în România, ne facem bine în Germania, în Franța, în toată Europa asta. Dar plătește tot România, ca să fim corect și clar. Ce să mai udăm după Cireș? Un popor de cretini și de dobitoci. Acolo oamenii au văzut analizele, au zis că sunt ok. I-am explicat ce și cum. Au văzut rezultatul analizelor, i-am arătat că aveam un cartonaș din care rezulta că am diabet și ce-mi face ei, Novorapid și ce-mi face, ce-mi fac eu, practic. Și cu lantusul și a zis cum, m-a întrebat ce fac, zic că am început o terapie naturistă, zice, asta nu s-a auzit. Păi zic, am umblat și o leacă prin Europa asta, de sus, jos, stânga, dreapta, zic, nici eu nu prea am auzit să-ți facă cineva această terapie naturistă să nu te coste niciun bănuț. Numai să te consilieze și să zică, hai frate, să te fac bine, vrei? Dar eu am luat-o ca pe ultima opțiune a mea, a sufletului meu, când doctorii ăștia ai noștri, care sunt doctori, ce să zic, n-am, sunt cu tiratură, cu, pentru aia și primesc banii, s-a uitat la mine ca la cinematograf și zicea, domne, zice, am și eu niște ani de când sunt profesor, doctor, cu respect pentru meseria dumneavoastră, de ce vin am, că am fost bolnav, zice, dar eu am scris aici fără medicație, că se vede, nu? Nu am scris eu, i-a scris de doamna doctor Cărciun, da? Mai pun o dată ca să vadă. Ha? Aici aș da tot. Și scrie fără medicație, uitați jos aici, mai jos aici un pic. Aici scrie fără medicație. Da? Doamna doctor Perciun, nu eu, profesor universitar. Da? Se vede, nu? Se vede, cred. Fără medicație, da? Spune că dânsa nu a văzut așa ceva. Și acum 6 luni îmi spunea mie, domne, zice, cine a intrat pe insulină, eu vă spun că greu iese după insulină, sau deloc. Adică cum, doamnă, zic, eu nu am nicio șansă. Și mai ales ce am văzut acolo cu degete tăiate de la picioare și tot așa în sus, m-a luat cap. Frate, zicau ce soartă am. Și am intrat să fac terapia asta naturistă, am intrat pe internet, pe Facebook și am găsit, am intrat în grupul Am Diabet. Și acolo am găsit-o pe doamna Marcela Glăvan care a zis să poate face o terapie naturistă care vă poate ajuta și puteți scăpa de această boală. Mulți nu credeau cu tare și am zis, doamne, eu vreau să încerc. Când? Mâine. Mi-a repartizat un voluntar. Da? Și am început terapia, ca să fim serioși. Cum s-a desfășurat terapia? S-a făcut detoxifierea ficatului ca să înțeleagă toată lumea, că asta e normal, să înțeleagă toată lumea. Se face detoxifierea ficatului și mai apoi să înjumătățesc dozele, nu direct dați pe mâine. Să înjumătățesc dozele. Cât ai făcut? 10 doze. Faci 5. Cât ai făcut? 22 de doze. Faci 11. Și tot așa. E, când făceam, când am început să mă înjumătățească dozele, mai ales când între aia de dimineață și aia de seară, când era să fac pe aia la 7 seara, îmi intra corpul în sevraj, parcă își dorea așa, îmi intra în trepidație. Abia aștepta să facă ora 7 să fac insulina. Așa. Deci așa ajunsesem. Acum cei care fac insulină știu. Eu am fost atât de afectat de această insulină, în sensul că îmi făceam, mi-au dat și niște ace nașpa, groase, mari, să îndoia în burtă. Făceam una, să îndoia, trebuia să fac, la fiecare doză eu schimbam acum. La un moment dat am sunat pe colegul ăla de la București și zic, frate, nu mai am doze, zice, te duci și la farmacie și o să-ți dea și spui, urăși pe doamna aia să-ți dea
acele cu intensitatea cea mai mică, cu cele mai subțiri. Ca să vedeți că e bine, îmi spunea mie medicul, m-a băgat în seamă, m-a trimis la educație acolo unde să-mi fac insulina, ce și cum. Deci, noi suntem plevuși ca plevușchi, iar bolnavii sunt plevuși ca plevușchi a sistemului sanitar și a farmaciilor. Fraților, vreți să ne fie bine? Haideți cu toții să încercăm ce e natural și naturist. Haideți să nu mai dăm după cireș. Mie nu-mi place să o dau după cireș, cu dumneavoastră și cu nimeni n-am dat după cireș. Eu am spus rezultate. Eu v-am spus că cu această terapie putem să avem rezultate, dacă vrem, da? Dar să facem ce ni se spune. Acum nu contez că poate la un coleg sau la o colegă nu are aceleași rezultate ca și mine. Sunt și la asta m-am gândit și de-aia nici nu vreau să spun, bă frate, eu sunt laptele și mirea. Nu, că nu e adevărat. Adică niciun corp nu reacționează la fel ca celălalt. Însă, eu zic că cum a fost situația mea, de fapt, care nu mai aveam nimic de pierdut, care câțiva dintre prietenii mei știu cum am fost și prin ce am trecut, nimeni nu gândea că m-am șanse. Câțiva amici de-ai mei care mi-au fost ca frații, da? Eu la ei mei n-am avut curaj să le spun lui frate meu, lui tata, la vără meu, că bă, m-au chemat ăștia și știi, m-am decât 6 luni. Încercam să zâmbesc, să fiu un pic sociabil cu ei, însă mă închisese într-adevăr în sufletul meu și mine și stăteam în casă și citeam pe internet și cam atât. Am citit foarte multe medicamente naturiste și am făcut o mare parte, cred că din ele, cea cu chefir galudiu, care este, și am și dăruit acea algă. Și încă, dacă mai pot să mai dau câteva, că să pune 2 lingurițe la un borcan de 800 de grame. Nu știu, parcă mi-a zis cineva, o doamnă asta, și am zis că mă uit dacă am scos-o astăzi de la congelator, că să ține la congelator când nu mai faci. Băgat în lapte de capră, o scoți de acolo, o lași la congelator o zi, două, după care o scoți, pui 2 linguri într-un borcan de 800 de grame și umpli borcanul cu lapte de capră, da? Lapte de capră de casă, nu-l fierbi, nu nimic, îl bagi la frigider așa, dintr-un litru faci 2 zile. Deci, am ținut tot ce a fost posibil și imposibil. Când este vorba pentru sufletul și viața noastră, ne agățăm toți ca o pisică așa de ceva. Hai frate, să mai întind și o zi, două. Și mulțumesc la bunul Dumnezeu pentru că m-a ajutat să trec trec și să depășesc momentele grele din viața mea care alături de mine am fost singur și poate că a fost o încercare de la Dumnezeu și Dumnezeu știe de ce mi-a dat asta, că sunt un om puternic și pot să trec și pot să duc și merg și nu e problemă. Eu știe de ce mi-a dat asta, poate că am greșit în viața mea, poate că am greșit față de cineva și trebuie să încerc scuze și am să încerc din toată și din tot sufletul meu. Eu mai mult decât să recomand la cei bolnavi de diabet cum am fost eu și de alte boli cum era o colegă care am văzut-o eu cu nodul la sân și a scăpat săraca, bunul Dumnezeu a scăpat-o și pe ea și a ajutat-o, eu nu am văzut sau nu știu cineva să ne ajute, să ne concilieze și să nu ne ceară un cent sau un bănuț din ăsta mic al nostru, cum să zic eu, nu am văzut. Iar acești oameni minunați, doamna Marcela Grăvan și toată echipa asta de oameni minunați care m-a ajutat pe mine și ajută, azi noapte la 2 a ajutat pe cineva, eu nu prea am văzut. Acum, sincer, la rândul meu, mă simt dator față de grup, față de această terapie naturistă a doamnei Marcela Glăvan, să intru și eu în grupul asta, să ajut și eu pe altcineva, nu? Că așa e normal, din bun simț, din respect. Cineva te ajută, fă și tu, frate, bine la altul, ajută-l și tu pe altul, că așa este normal. Este adevărat că am și foarte multă credință în sufletul meu,
cred în bunul Dumnezeu, mi-am dorit în suflet să ajung pe muntele Atos, am ajuns și sper să ajung din nou duminică, dacă vrea bunul Dumnezeu, să mă întorc acolo, care e un loc mirific, care puțin au șansa să ajungă și să bucure, să-și bucure sufletul lor de ce văd. Iar dacă mai reușesc să vorbească și cu niște monahi acolo români, ai noștri, te îmbogățești spiritual și vii acasă un alt om, dacă pleci bolnav, vii sănătos. Eu nu spun că a venit un om sănătos de acolo. Eu spun că m-am rugat pentru dușmanii mei care mi-au făcut rău și am spus, Doamne, iartă-i și despietrește-le inimile să nu mai facă rău la nimeni. M-am rugat pentru familia mea, m-am rugat pentru toți prietenii mei, pentru toate prietenele mele care le avem aici pe Facebook. M-am rugat pentru doamna Marcela și mă voi ruga în continuare un om minunat care datorită ei încă trăiesc, că deja termenul meu se expirase. Nu știe de ce, am fost în martie și mi-a dat 6 luni. Și deja suntem în octombrie, eu deja trebuia să fiu plecat militar la Doamne, Doamne, după ce spunea doctorii noștri. Însă și rezultatele din septembrie, octombrie, nu, august, septembrie, când am fost în Germania, au dat aceleași rezultate, rezultate bune, cum au dat și lui doamna doctor acum, așa, zic că ea nu poate să creadă așa ceva. Doamne, aceste analize le-am făcut eu? Nu, le-am făcut unde ați vrut dumneavoastră, le-am făcut aici, în spital? Da. Da, dar eu nu pot să cred așa ceva. Doamnă, am venit pe 11, am zis, veniți pe 13. Pe 13 am fost la ora când ați fixat-o dumneavoastră, nu când am vrut-o eu, da? Am venit unde ați vrut dumneavoastră. Niște analize a trebuit să le plătesc, a trebuit să mă duc să le fac separat, le-am mai plătit și pare. Niciun fel de problemă, că n-am lucrat în România, am lucrat în altă parte. Niciun fel de problemă. Am vreo vină eu? Nu. Asta este rezultatul. Așa au ieșit și cele din Germania. În Germania mai mă trimisese să fac un computer tomograf la Bad Cannstatt, care știe, într-o zonă unde am stat eu vreo aproape anul. Mă rog, cunosc zona, un medic român, amicul ăsta bun al meu din Germania, m-a dus la medicul lui de familie, că și acolo te trimite la medic de familie și el a avut un medic de familie, mi-a făcut acolo ameuzung și m-a dus la medicul lui de familie, tot o româncă de-a noastră, o femeie minunată de peste 60 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate. Însă m-a trimis la un laborator. Păi, între timp am pierdut și buletinul și cardul european. Ce să te mai duci? Am venit acasă. Venit acasă să facem cardul, să facem nu știu ce. Uite, a trecut o lună, mi-a trimis o adeverință și când trimite cardul. Aștept. Trebuie să aștept, nu? Dar asta este, în România, nu la noi se poate orice. Trebuie să așteptăm, domnule. Pe cât domnule să mă aștept? Că eu trebuia să aveam program acolo. Și acum pe ăștia trebuie să-l sun pe ăsta să-mi facă programare cu 30 de zile înainte. Trebuie să ajung pe la sfârșitul noiembrie, probabil că în decembrie, dacă să mă ajung. Nu știu dacă ajung anul ăsta. Revedem ce vrea bunul Dumnezeu. Nu mai îmi fac niciun fel de plan pentru ziua de mâine și las totul în voia sorții și cum vrea bunul Dumnezeu. Acum, am intrat mai mult în seara asta, că astăzi s-au împlinit exact 90 de zile, deci din 25 iulie, august, septembrie, octombrie, sunt exact 90 de zile, deci 3 luni de zile, de când nu mai fac insulină, ca să o înțeleagă toată lumea, clar, cu subiect și predica, da, nu mai fac insulină, v-am arătat insulina, v-am făcut probă în seara asta cât a fost 111, parcă, da. Îmi doresc în suflet ca mulți, care sunt mulți bolnavi de diabet, să intre în grupul ăsta, terapia naturistă a doamnei Marcela Glăvan, sau să intre pe pagina dânsei Marcela Glăvan, da, cu terapia naturistă, să intre, doamna vă ajută pe toți. Nu poate dânsa personal, dar vă repartizează un voluntar pe mine, pe X, pe Y sau pe care va fi, va intra, va vorbi cu dumneavoastră, va trimite niște materiale ca să știți dumneavoastră ce aveți voie să mâncați și ce nu, da? Că totul este, pleacă și la alimentație, ca să fim corecți, da? Iar mai apoi vă trimite o rețetă personalizată, cum a fost și la mine, o rețetă personalizată, ce am de făcut.
A, B, C, D. Pe punct. Astăzi face, mâine face. Ca să înțelegem clar toți. După ce facem această curățire a ficatului și o ținem cu această băutură magică, totul se reglează din start. Nu știu dacă ați observat, eu, la ora asta, fiind seară, eu cred că este o glicemie normală. Nici nu ar arăta că eu am avut glicemie de 600, de 400, de 500 și nu știu cât. Am avut într-adevăr una urâtă rău de tot când am plecat, 556, dar tot așa s-a declanșat probabil pe supărarea mea, pe mulți alți factori. Însă de-aia am spus, toți care sunt bolnavi de diabet, le recomand să stea liniștiți, să încerce să renunțe la insulină, dar cum să renunțe? Să renunțe după terapia doamnei Marcela. Nu o facem de capul nostru. Nu o facem cum vrem noi să nu avem rezultate, să vă fie rău. Că și eu când am plecat dincolo, doamna Marcela mi-a zis așa, Marian, te rog, ia-ți glicometrul după tine să-ți faci glicemia. Iar dacă vezi că îți crește glicemia, să-ți poți face o imunitate 2, 3, 5, 9, să o duci în jos. Bine că eu că sunt așa mai dur, nu accept nimic, nu accept decât pe Dumnezeu și atât, nu mai vreau nimic, gata. Dacă am zis că eu pe drumul ăsta pot să fie apa de 20 de metri, tot pe acolo eu. Ca așa sunt eu mai dur. La mine nu mai e problemă. Am acceptat tot ce mi s-a spus, că nu sunt eu Dumnezeu pe pământ. Trebuie să accept, frate, că asta e viața. Trebuie să accept ce ți se spune. Dacă dumneavoastră aveți să-mi puneți careva vreo întrebare, vă aștept cu mare drag. Dacă puteți să-mi scrieți sau îmi scrieți în privat, am să vă răspund la toți. Însă, doamna Marcela vă va rezolva pe toți. Știu că sunt farmaciile, nu le convine că noi nu mai facem insulină, că s-au pierdut niște bănuți deja. Asta e problema. Dar problema este să fim sănătoși, să trăim sănătoși, nu îmbuibați de medicamente, să-mi iau de inimă, să-mi ia tacificat. Și invers, da? Părerea mea personală. Acum, eu vreau să vă mulțumesc tuturor și îmi cer mii de scuze că v-am ținut blocați câteva minute la care ați avut plăcerea să vedeți cum este această vizionare a mea. L-aș ruga și pe amicul meu bun care mi-a fost în spital și am tot sunat și am tot rugat de el, intră frate să faci terapia Victoraș și ca să scap frățiorul meu de insulină, că ai văzut ce greu să-ți faci pe drumul, pe unde umbli în țară și colo și colo. Și pe toți cei care sunt bolnavi să intre să facă terapia. Numai cei care sunt bolnavi de diabet, ca să fiu mai clar, care au orice boală au și cancer intră. Însă fiecare are șansa lui de viață. Acum nu spun că ăla care intră și are cancer, gata, se salvează mâine, gata, a scăpat sau are nu știu câte boli, în 3 zile o să scape. Nu, frate? Că și la mine a durat. Eu am intrat în martie și când am scăpat de o insulină, sau în aprilie și când am scăpat de o insulină, în 25 iulie. Deci durează o perioadă, dar trebuie să ai încredere și în terapie, și în tine, și în forțele tale proprii. Și ceea ce privește alimentația, deci trebuie să fie drastică, ca să fim corecți. Dacă vrei să ai rezultate, dacă nu, prietenul meu, dacă am vorbit cu cineva care avea insulină și făcea de 4-5 ori pe zi și zicea, a, frate, păi eu nu pot să renunț la grătar. Eu nu pot să nu fac nu știu ce. Păi, bă, prietene, mănânci o felie, dacă doctorul ți-a spus 2 felii de pâine la masă, neagră, dacă se poate, tu mănânci 10? Păi mie mi-a spus că aveam 82 de kilograme și trebuie să mai dau jos. Mamă, o boală nebună pe mine să dau jos. Și am dat ceva jos, sincer, nu știu, simplu, la 7, 6,5. Când am plecat sus pe munte, când m-am întors înapoi de la munte, în loc să mă așteptam la 75, la cât am urcat eu la kilometri pe acolo pe deal, zic, am mai dat ceva jos. Dar unde frate, când am ajuns acasă, 77 de kilograme, venea să plâng. Pentru că de a asimila, se asimilează ușor, de dat greu, se dă foarte greu jos. Însă, dacă vă doriți, se poate da. Însă, cu un pic de efort și fizic și alimentar. Fără, nu face nimeni.
Să nu credeți că o să vină medicul să tragă în locul dumneavoastră sau să nu știu ce. Nu, nimeni. Deci responsabil pentru corpul nostru suntem numai noi. Deci doctorul meu sunt numai eu, nu doamna doctor Perciun, nu domnul doctor de la Spitalul Geruta care spunea mie acum să-l întreb, nenea doctorul, ai zis 6 luni, ce facem, bre, că s-a expirat doctor, s-a expirat termenul cu doamne, doamne, ce fac? Că uite, s-a făcut 6 luni și nu mai plec ai sus la doamne, doamne. Sau poate mă duc acum, acum mă apropii de el acolo sus pe Muntele Sfânt. Au, 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 unde trăim, în ce țară, țara lui Paprovodă. Dacă am fost pe sentimentul dumneavoastră, mi-ar pare bine și mi-aș dori din suflet cât mai mulți să intre în terapia noastră naturistă și să vă putem ajuta pe mai mulți să scăpați de boală. Dacă nu am fost în asentimentul dumneavoastră, iar vă mulțumesc. Și încerc mi-i dă scuze că v-am răpit în timpul dumneavoastră prețios. Vă doresc o seară minunată și tot ce e mai bun pe pământ. Cu Dumnezeu înainte, Doamne ajută! Să ne vedem sănătoși, Doamne ajută!